Acum am dă următoare, mamă, dar ți le dă instant, ești nebun. Mi-a dat duplicate epic. Și acum ultima rotire, legendarul! Bine, mă, si! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys cu oferta de care vă spusesem eu. Am făcut eu magie și am încărcat aici balansul contului, cum s-ar spune, ca să putem lua această ofertă. Deci îți dau așa, Epic or Better, deci avem 3 din acestea. Pe lângă faptul ăsta o să dau cu gemuri și o să mai am încă unul aici, 4. După aceea cu Stumble Tokens o să mai am 2, deci o să fie 6. 6 în total ca să pice legendară. Bine, noi o să dăm dacă e până o să pice legendară. Și pe lângă faptul ăsta o să luăm și emote-ul acesta final. Dar înainte de a începe, nu uitați de butonul de abonare să facem peste 4000 de like-uri. Am crescut cu 1000 de like-uri doar pentru că am luat oferta. Dacă putem să facem acest minunat, asta mă susține pe mine și o să mai cumpăr oferta pe viitor. Să vă abonați la canal pentru că e gratis și oricine poate să o facă. Vedeți că am 1520 de trofei și 14 coroane. Așa că haideți să-i dăm drumul prima și prima dată să dăm cu 30 de gemuri aici. Bam așa. Și mai dăm și aici așa. Luăm Stumble Tokens-urile. Luăm ăsta, emote-ul special. De aia să mergem noi la emote-ul special. Uite cum apare cu completed aici. Ia să mergem noi la emote-ul special. Și să... și să-l punem aici, nu? A, deci noi trebuie să-l punem în locul acestora. Ok, cu siguranță o să pun aici, așa, ca să intru prin alunecare. Și aici, nu știu, le las. Uite, vreau să-l pun și pe ăsta care doarme. Pe ăsta așa și pe ăsta aici așa. În regulă, gata? Acum haide să dăm pe ăsta că e mai slăbuț. E rar or better. Dumnezeu cu mila. Legendară? Epică, rară. Rar or better a fost mâncați aici curat. Enchantress. Enchantress. Acum haide să dăm de aici. Epic or better, zice el. Pă, e ok scheletul. L-am mai văzut și chiar e ok, sincer. Deci nu e rău pentru un epic or better din asta. Uite, chiar îi dau și echip pe fundal. Ia uite cum arată. E ok, bă, e ok, pentru un epic chiar e bun. Și acum haideți să intrăm noi, să le dăm pe astea de aici. Deci dăm 35 cu 30. Aolo, dar trebuie 70. Holy moly, pepperoni, bro. Da, la asta nu m-am așteptat, deci trebuie 70 aici, bro. Doamne, hai să vedem, că după aceea o să luăm oferta. Ceva? Specialul? Bă, îmi dă epicul ăsta, bro, l-am. Sau nu l-am? A, deci ăsta e altul. Bro, dați-mi o secundă. Deci ce naiba? Deci fiți atenți, îl am pe ăsta așa, Crusader ăsta rar. Și mai am și pe ăsta așa, The Mountain. Că ce, că-i doar schimbată culoarea? Vorbesc serios. Nu putea să facă chestia asta la un skin ca să schimbi tu culoarea și să nu-l dea și rar și epic și legendar și mai știu orice altceva. Bă, ce manevră, bă, ce manevră. Haide să luăm oferta aceasta. Hai că am dat la roată, am luat oferta din prima și mi-a dat leul epic. Chiar. Acum am dă următoare, mamă, dar ți le dă instant, ești nebun. Mi-a dat duplicate epic. Și acum ultima rotire, legendarul! Bine, mă, si! Ofertă meritată, man! Asta zic! Asta zic, bro! Deci avem leul, ăsta care e duplicate și putem să mai dăm încă o dată la roată. Și legendarul care, sincer, îmi place. Îmi place acesta. Măcar n-am mai dat 2 euro pe degeaba. Să am și o prima legendară, mâncați-și. Cu siguranță să jucăm cu asta. Și acum haideți să vedem aici, să mai dăm încă o dată. Doamne ajută, te rog. Nu e rău dacă mai pică unul. Ia. Și asta tot duplicate. Convert tu 15. Păi și eu am dat 35 ca să dau. Aoleo, nebunesc. Dar important e că am luat legendară. Ok, asta este cel mai important. Acum haideți să jucăm cu ea. Ofertă nu mai avem. Lol, culmea e că-ți mai vine încă una. Încă una aia de 10 euro de nu vreau eu să o cumpăr. Păi, dar lasă-mă mă cu ea, că nu mai vreau să mai cumpăr pe asta. Nu mai vreau, deocamdată. Decât dacă se strâng foarte multe like-uri la acest episod, probabil o să iau maxim. Dar o să vină Fall Guys-ul gratis și cred că o să fie mai meritat. Am adesea să intrăm, să vedem care e faza cu emote-ul acela de alunecare la playeri. Dacă tot am terminat PES-ul, merită. 2 euro, 10 lei, pentru o legendară. Credeți că a meritat? Vă las pe voi să scrieți în secțiunea de comentarii. Și scheletul, îmi place. Deci cred că singurul ăsta și cu scheletul. Ia uite cât de frumos arată.
Și pe gheață, maleu ce se potrivește la fix. Bă, ce naiba am făcut? Intru la alunecare. Bă! Păi vezi că te ajută emote-ul ăsta, bro. Wow! Bro, te ajută emote-ul ăsta, man. Dude, emote-ul e pay to win. Păi cum pana mea să alunec atât de tare? What? Bro, acum îi înțeleg pe ăștia. Bro, acum îi înțeleg pe ăștia cum ajungeau așa de rapid. Păi pe gheața alunecă cu emote-ul ăsta, alunecă foarte bine caracterul. Wow, deci nu se poate, bro, așa ceva. Păi acolo eu stăteam o grămadă, gen, mă alunecam pe loc. Da. Era fain să fie avut și emote-ul acela de pumn, așa, să dau pumn la om. Aia când vine vorba de lasere sau mai știu orice altceva. Că a fost la PES-ul trecut acela. Ia să vedem, doar pe gheață te ajută și îți dă avantaj sau pe toate? Ok, avem acesta cu apă. Aici nu cred că merită să-l folosim, pentru că vei fi în continuu. Vei fi în continuu pe apă. Bun, vreau doar calificare. Bine, uite, vedeți, l-a dat emote-ul și l-a încurcat. Bă, dar se duce scheletonul la vorule. Are experiență bună. Mamă, dar are experiență băiatul meu. Vreau calificare atâta. Hai că calificare dacă e. E ok, easy. Mamă, s-a dus, nu glumă, să vedem ce ne facem cu... Să ne vedem ce facem cu finala, că e nebunie cu scheletul ăla. Ia, pe aici ce face? A, ăsta n-a apucat să sară. Bun. Se numește scheletul Borja DVD. Și mate crec. Dar sunt mai mulți scheleți, lor. Ce culori diferite, trei culori diferite la scheleți. Trei. Oh my godus. Finală cu acestea nu suport, sincer. Ce albastru parcă la final. Bă, ce-am făcut, bro? Ce-am făcut, bro? Trebuia să fi dat ăsta pe burtă. Bă, și ce bine si eram. E albastru, cred. Sper. No, am greșit-o, Gigi. Era pe partea stângă. Dar era albastru, deci am văzut bine albastru, dar era pe partea stângă, nu era pe dreapta. Uite bă că a câștigat scheletul, bă, frate. Asta, game modurile astea nu le văd în finală. Ăsta cu apă, ăsta cu... cu zi să zic, cu luna, adică să mergi pe lună, nu prea le văd chiar pentru finală. Dar vreau să mai testez alunecarea. Alunecarea la player, vreau să mai vedem dacă chiar e foarte pay to win. Adică merită să o iei. Ok, avem din nou zăpadă, adică mapa de gheață. Nu mai zice nimic. E pay to win, clar. Doamne. Bun, aici a meritat. A meritat și aici, pot spune. De calificat, cred că ne calificăm sigur, nu? Sigur că da, maleu, uite aici. Rachetă m-am dus. Rachetă spre inima ta. Ia uite-l pe Lionel Pesi. Sau nu era Pesi ăsta? Cristiano Weldo.
Uite, sunt singurul cu skin. Cred că asta este unul dintre cele mai rare skin-uri de pe joc. Pot spune, că nu prea am văzut foarte multe pe joc. Nu prea. Ia, mapa a doua? Ok, ok. Asta nu cred că am văzut-o vreodată în final. Sau, ba da, am avut o finală. Am avut și nu cred că doar una. Asta înseamnă pro. Și hai să vedem ce ne dă în finală, bro. Bă, dacă era asta finală, câștigam. Câștigam legerus. Ce urât, ce skin-ul ăsta. Ce poate să ne dea nou? Oh my godus. Apă, bro. Apă, nebunie totală. Ok. Stă în față. O să încerc să iau pe asta ușoară. Traiectoria cea mai ușoară. Ce perfect, brodure! Cât de perfect ești, nebun! Dă-o cu mine! Dă-o cu mine dacă poți! Le-am dat kilometru! Kilometru l-am dat și am făcut și win cu legendara. Ce înseamnă, Mădălin, să vină de pe Brawl Stars pe jocul Brawl Stars 2.0? Ești nebun la cap, când vreodată. Când vreodată s-o dea cu noi. Și ne-a dat și coroana, și XP, și tot ce am putut noi mai bun. Bă, îmi place skin-ul ăsta, mai dau un singur meci pe acest episod. Avem 1570 de trofee. Ia să vedem, avem spin. Spin go around. Na. Am trebuit să merg pe aici, pe jos. Nu prea pot să dau emote-uri că mă cam opresc din fugă, cum s-ar spune. Nu prea merit așa mult. Haide, brodere, cât mai stai cu peretele astea? Ia, mergem acum la alunecare. Dar poți să dai alunecare decât așa scurtă, nu? Hai, că alunecare în alunecare... Nici că trebuie, nici că puteam să ne mai calificăm. Nu știu care ar fi soluțiile cele mai bune de a pune acest emote, de a da alunecare. Să dai fault. Și uite, din nou același meci în care nu prinde deloc skin-ul ăsta al meu legendar. Deloc. Nu știu, mi se pare că e unul dintre cele mai... Așa cred. Cele mai rar văzute de mine pe jocul acesta. Bun, avem mapa aceasta. Am cu alunecarea. Bine! Ce le-am dat alunecare la tot? Le-am dat iar alunecare. Bine! Maleu! Vezi că i-am încurcat acolo! Claul cartonaj roșu. Easy. Îi încurci, bro, îi încurci. Le dai puțin knockback. Da, cred că bine zis knockback. Și ei o să piardă. O să aibă de pierdut timp. Îți mai faultez. Neapărat. Fără să-mi iau cartonaj roșu. Decât galben.
finala. Ok, nu cred că o să mai faultez de data aceasta, probabil. Ia uite, bă, ce tactici fac ăia, bă. Bă, ce tactici au făcut ăia. Au mers pe margine, man. Deci poți să mergi pe margine foarte bine, mersi. A ajuns la bine, zero, bravo. Bravo, frate. Ce șmechere el, ce șus te face el. Da, în fine, cam asta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de abonare și îți dă ceva dacă termin PES-ul. Mamă, deci mai joci degeaba după aceea. În fine, asta am făcut-o pentru episod. Am dat gemurile acolo ca să scap de ele și nu știu dacă chiar merită gemurile să se le bagi în skinurile acestea rare. Nu cred. Ai 3 astea șanse legendare epic. Cred că ce mai mult merită asta. Dacă o să mai vine vreo ofertă pe shop, e binevenită. Da, toate cele bune. Pa, pa. Subscribe.